Păi dacă stau să mă gândesc, 35 de tokene, 2 spinuri este puțin cam nasol, deși până pică... Cât ar veni? Ar veni vreo 800-900 de tokene, da, este interesant. Hai să mă dăm și cu câteva acolo așa de test, ca să vedem să... Mamă, eu nu pot să cred așa ceva. De fapt, nu, n-are cum să fie 100, că dacă era să fie, acum eram departe rău de tot și... Nu prea se întâmplă așa miracole, suntem la 500, 540, a picat din nou costumul, a picat... Wow. Da, ce să mai zic, deci cred că am epuizat tot norocul pe anul ăsta cu această ruletă, nu mai are niciun farmec, adică am luat costumul de 2 ore, am luat și maroneta, după aia din nou am luat și... Doamne, nu, nu, e incredibil ceea ce tocmai s-a întâmplat și suntem la 700, 45, 59, 75, 92, 800, iar marionetă, alte cristale de-astea strălucitoare și cred că... Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod! Astăzi, din câte se poate observa, suntem foarte frumos la câțiva pași în stânga și câțiva pași în dreapta de update, care evident până când se întâmplă ceea ce se întâmplă este deja update-ul. Nu trebuie să mai spun ce se întâmplă pentru că deja voi știți ceea ce trebuie să urmeze și etc. Bun. Ideea este pentru că suntem aici să vedem ce a mai apărut, nu? Și ce să vedeți sunt destule, adică este și acolo, și acolo, și acolo, deci o să o luăm întâi cu ceea ce ne interesează prima dată, adică buia pe sub, pentru că ăsta trebuie să fie cumpărat și după aia, nu știu, nu o să îmi bat capul după aia ce urmează. Ideea pentru moment este că trebuie să-l cumpărăm, deci dăm pe ăsta și pe ăsta și uite așa s-a făcut vin și apă și whisky și toate nebunile astea și suntem la buia pe premium numărul 18 pentru că încă mai ținem cont. Și avem și nivel 61 acum, nu știu dacă am stat să mă uit data trecută prin Buiapes, ceva îmi spune că da sau ceva îmi spune că nu, pentru că chiar nu mai știu. Deși cred că nu, pentru că dacă aș fi făcut-o, posibil să-mi fi adus aminte și pentru că... Aolo, stai că am uitat. Acum nu știam că dacă apăs pe el se cumpără direct. În fine, nu mai stăm să ne batem capul. Deci este costum pe fată, este Thompson, este... Ce este aici? Este... dar de fapt stai așa că putem să vedem toate premiile de aici dacă stau să mă gândesc. Și da, putem să le vedem foarte frumos. Deci este costum pe fată la nivel 1, după care este... Și asta. E loot box, mamă, deci dacă nu mă uitam acolo jos, cred că nu vedeam ce ar fi trebuit să fie. Bun, asta este o placă pentru că avem și așa ceva, un Thompson, un skin pe cuțit pentru că jocul ăsta este foarte violent și apoi avem și un backpack care la level 3 îmi aduce aminte de la World Series dacă stau să mă uit atent. Mă rog, pentru asta trebuie întâi să vă gândiți care este ăla de la World Series și gânditul necesită foarte multe proprietăți și nu trebuie să faceți asta. După care este Glue-ul care arată bine. Apoi este foarte frumos skin-ul ăsta pe băiat care, doamne, deci nu înțeleg ce este cu ideile astea în ultimul timp și de ce arată din ce în ce mai, nu știu, cyborgizat sau pietrificat sau ce alți termeni mai vreți să mai folosiți. Dar fii atent că avem și pentru buia pe sus ăsta gratis, deci este lootbox retexturat, un banner, un avatar. Hai că am înțeles. Na, dacă vreodată ați fi vrut să aveți niște de-astea pentru fotbal mai șmechere, acum aveți și varianta retexturată decât palea de bronz, aur și argint care deja există. Și ultimul lucru pe lista de astăzi este o grenadă retexturată pentru că nouă ne place să reciclăm ideile și aici este discountul pentru level 100, dar nu asta este ceea ce vrem acum. Bun, și cu astea spuse, să trecem și mai departe cu eventurile care expiră cel mai devreme și în primul rând este evident Mystery Shop-ul, nu știu cum de-ați ghicit. Mystery Shop pe care evident știți tradiția, nu o să apăs pe reducere până când o să filmez și se întâmplă la fel și acum și avem
81%. Na, deja sunt pregătit să vă comentariile alea cu pare diamante și pâi de reduceri mari, dar deja sunt obișnuit, pentru că oricum mereu o să existe majoritatea aia care nu poate să-ți țină gura închisă și majoritatea aia care pur și simplu s-a învățat cu ideea și nu mai spun nimic. Așa, și aici este un skin pe tigaie cu o mână pe partea asta și... A, fii atent că era prea ieftin. Doamne, păi și în cazul ăsta ce să mai cumpăr, mă, ca să putem să suplimentăm? Hai, fie, cumpărăm o cutie pe AK, cum era acum să-mi dea 100 de tokene sau ceva scump, dar... No, no, nu, nu o să vedeți. Bă, de asta e așa puțin, nu a picat cumva o pălărie care... A, stai că asta e... Da, e la altă. Am înțeles și în rest nu mai este chiar nimic, nu? Pentru că, da, în rest sunt... Evident, evident. Ok, și acum haideți să trecem la Lucky Royale, pentru că de obicei aici se întâmplă magia în ultimul timp, nu știu cum se face sau cum nu se face. Și ce pot să văd aici? Sunt niște... A, ia fii atent, sunt cumva? Da, bă, sunt toate marionetele, mamă. E, în sfârșit pot să spun și eu cam și incubatorul ăsta, pentru că m-am cam plictisit, adică să am doar câteva dintre ele și restul să nu le am. În sfârșit este timpul, o să am și Movu, o să am și pe Elsa, o să am și ăsta din gumă de mestecat și aparent avem și niște costume noi care vor să le imite pe astea. Dar ce să vedeți, știm cu toții că originalele rămân cele mai șmechere și... Indiferent ce o să vrei să bage că arată ca o marionetă și că vezi, doamne, are o gaură în stomac cum au și astea pentru că nu prea mănâncă. Adică se observă și aici, au încercat să facă și costum pe fată să pară că pare lanțuri pe aici, dar inima din stomac tot n-au putut să o pună. Deci da, alea ucii rămân mai șmechere și avem și un backpack bun. Deci aici va trebui neapărat să stăm și să analizăm tot ce are de gând să fie oferit. Doar că până aici ce să vedeți că mai este și acest faded wheel cu un emote pe care neapărat trebuie să-l am o colecție, pentru că virgulă colecția nu moare niciodată și mai departe este și asta. Ce să zic, presupun că sunt niște costume de back to school sau ceva, pentru că par să fie din acea tematică, totuși sunt interesanți tenii și ăștia pe băiat, nu știu cum de s-au gândit să facă așa ceva. Da, chiar super, adică nu credeam că o să vă vreodată niște tenii și atât de reușiți pe băiat, pentru că pe fată știm că există băia albi care sunt la începutul jocului și cam atât. În fine, și în rest sunt alte aberații de astea de ale lor, avem și avatare și bannere și o grenadă în formă de bomboană care, mamă, are teste de alea de... 4. De fapt, nu, stai, că 4 nu mai este notă mică de mult. De 0, na, că sunt note de 0 acum, ca să fie cea mai mică notă posibilă. Deci, da, practic, asta o să fie principiul videoclipului pentru astăzi, deși până să începem, nu uitați, foarte călduros să apăsați pe acel buton de apreciere a videoclipului, pentru că este nevoie și pentru că dacă nu o faceți, nu mai aveți cum să continuați videoclipul și o să se oprească și o să vă cadă internetul și casă pe voi și... Doamne, deci e real câte se întâmplă dacă nu o să apăsați pe like la videoclipul ăsta și în același timp dacă nu sunteți abonați, nu uitați să o faceți pentru că este foarte important și pentru că trebuie... La rândul meu să mă motivez și eu să postez mai des, nu-i așa? Da, evident că așa este și acum cu toate descântările spuse... Haideți să ne întoarcem pentru că putem să păcălim din nou jocul și să ne ofere ceea ce ne dorim. Ok, și uite, o să începem de aici pentru că ăsta expiră cel mai devreme și avem tichete pe care putem să le dăm, dar o să lăsăm unul drept amintire că trebuie să rămânem și cu ceva frumos și începem foarte prost cu un token pentru că așa este tradiția pe aici, urmat de două tokene pentru că știm să numărăm foarte frumos și urmat chiar și de 5 tokene și urmat la rândul său de... Încă un token, că ce e prea mult, e prea mult. Așa, și acum am rămas cu unul, foarte bine, dar ca să terminăm mai frumos totul și să lăsăm doar ceea ce contează la urmă, hai întâi să scăpăm de ăsta pentru că e mai important pentru mine și pentru că...
pur și simplu trebuie să fie luat întâi ăsta. Așa, bun, deci da, este doar emote-ul pe lista de astăzi, să dăm aici cu 9 diamante și să rămânem uimiți de faptul că a picat fesul. Pentru că, ce să vedeți, vine iarna, trebuie să ne încălzim foarte bine, să nu lăsăm circuitele să rucinească și să luăm și mașina cu noi, pentru că și ea e foarte importantă și după ce facem și toate astea, să mâncăm puțin, de ce nu, este foarte important să fim hrăniți, da, 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 și apoi, nu știu la asta. În orice caz, ceva poveste de asta siropoasă și păcălim jocul și nu știu ce și să luăm și o cască de 2 și o vestă de 3 și să luăm și... Eu voiam să zic scannere, dar am uitat că le-au scos. Ei, ce să zic, acum le-au scos, le-au scos, n-am ce să mai fac și să luăm în sfârșit steaua din cer și să o coborâm și pac, și pac, și pac. Gata, acum sunt fericit, pot să stau foarte frumos pe spate și haideți să vedem cu Academy Ring ce putem să facem. Deci avem tokene universale, ceea ce înseamnă că poate să pice costumul dacă... Evident și ei vor asta și după aia să rămânem și cu niște token în plus dacă se poate. Poate că da, nu, cine știe. Așa, până acum nu prea se poate. Dar este ok, adică deja sunt învățat, știu cum funcționează toate mecanismele astea sofisticate pentru care ei își cheltuiesc toate resursele și din cauza asta serverul merge cum merge, pentru că mamă, m-au auzit, aoleu, nu cred așa ceva. Nu mai gata pentru asta, n-am voie să mai zic nimic nasol de ei până la sfârșitul videoclipului, îmi pare rău, m-au mituit încă o dată, deci ce să vă zic, acum cheltuiți-vă salariul. Oh. Doamne, nici m-am uitat, o secundă m-am uitat într-o parte și după aia văd așa cu coada ochiului că a picat, bun, e bine, da, e... E super, ce să mai zic, a picat și pisicosul ăsta cu frunze și cu de-astea de bambus, ceea ce e foarte bine, adică ce pot să mai zic, mai trebuie să mai luăm încă, stai că mai trebuie să luăm după aia și cu tokene de aici, da, am uitat că nu se poate să includă chiar toate premiile, că asta ar semna să ne luăm noi ce vrem, ei să rămână pe zero, să ieșefuim cu totul, să... Nu știu, să uităm cine au fost, bine, asta facem oricum și de acolo tot restul. Acum că mă gândesc că aș putea să iau toate chestiile care au rămas cu tokene, dar asta înseamnă să rămân eu fără tokene universale, ceea ce ar fi puțin nasol, așa că nu o să facem asta, o să continuăm pariatul cu pariuri sportive și cu... Bun, foarte bine, foarte bine. Și... Acum ne mai trebuie doar... Da, doar două chestii. Bă, să pice și astea. Acum nu m-aș supăra dacă ar pica. Doamne ferește, acum, na, e alegerea lor. Doamne ferește din nou să nu ferească puțin înspre costumul ăla pe fată, să... Să-l treagă pe dreapta, să plouă, să ningă, să toate astea. E evident că... Stai, ce? Păi... Nu înțeleg, adică animație nu și nici n-am văzut când a picat, dar în fine, acum a picat, n-am ce să mai zic, bun, și acum nu sunt eu rău sau ceva, dar a rămas un lucru de luat dacă aveți acolo o brazdă ăsta cu roșu făcut cu de ăsta, cu știți voi, cu de ăsta, nu? Așa, două tokene, un token și nu mai vor să facă încă o faptă bună. Da, știți ceva, îmi fac eu singur faptele cu propria voie, pentru că așa vreau eu și pentru că așa pot, așadar, cât costă? Costă 150, 70, 100, deci pe scurt 250 și da, hai să le luăm pe toate și uite așa, ne-am făcut și damblaua pe astăzi, avem și o poșetă cu teste, avem și o grenadă cu teste, avem și un avatar fără teste și avem și alt avatar fără teste. Așa, și aici mai sunt inutilități, cum le spunem noi pe la acest channel, pentru că pe asta sunt teoretic și a rămas
un singur lucru care o să fie costisitor, sunt sigur de asta, deci haideți să, să înceapă distracția pe scurt, să vedem la ăsta cum o să... cum o să pice, sincer să fiu, că n-am nicio idee, că... e pus interesant, adică... costumele importante sunt probabil la vreo, nu știu, 200 de spinuri, că asta e tradiția. Și pentru restul, evident, trebuie să bagi banul, că... ghinion, trebuie să nu fii sărac ca să poți să ai așa ceva. Ceea ce noi nu suntem, din fericire, păcate și ce altceva mai vreți să mai spuneți. Deci, mult spor pe scurt și voie bună. Păi dacă stau să mă gândesc, 35 de token în două spinuri este puțin cam nasol, deși până pică... cât ar veni? Ar veni vreo 800-900 de tokene, da, este interesant. Hai să mă dăm și cu câteva acolo așa de test, ca să vedem să... mamă, eu nu pot să cred așa ceva. Pai de viața mea, păi acum ce fama că trebuie să dau la tokene de m-am spart. Aoleu, băi, e, da, e, e super. Pe scurt, a picat marioneta fake, dar... bagă și lopătează. Bun, deci în total chiar trebuie 900? Da, chiar trebuie 900. Păi în cazul ăsta nu mai zic altceva decât că o să dau un continuu, că nu mai are farmec, nu mai pică, sigur, sigur, nu mai pică nimica, deci 6, 7, a picat din nou maruneta, nu pot să cred. Mamă, păi dacă pică chiar așa de ieftin, e, e super, ce aș putea să mai zic, asta e, de dacă dau aici, da, a picat din nou ăsta. Incredibil, n-am cuvinte ca să mai spun ceea ce tocmai s-a întâmplat, n-am ce să mai spun, da, să dăm mai departe la manivelă și să vedem acum cât de repede facem 900, că atâta mai trebuie, cred că am văzut 100 dacă am văzut bine. De fapt nu, n-are cum să fie 100, că dacă era să fie, acum eram departe rău de tot și... nu prea se întâmplă așa miracole, suntem la 500, 540, a picat nou costumul, a picat... wow. Da, ce să mai zic, deci cred că am epuizat tot norocul pe anul ăsta cu această ruletă, nu mai are niciun farmec, adică am luat costumul de două ore, am luat și maruneta, după aia din nou am luat și... doamne, nu, e... e incredibil ceea ce tocmai s-a întâmplat și suntem la... 700, 45, 59, 75, 92, 800, iar marionetă, alte cristale de-astea strălucitoare și cred că... nu, no, pe oficial s-a dus tot norocul, nu mai există așa ceva, deci dacă dau din nou pe... nu, fapt, nu dau pe niciun de ăsta, vreau să pice din nou altceva, poate? He, de unde? Am pierdut toată numărătoarea, habar n-am de câte ori a picat ce a picat, dar ceea ce mă interesează este că putem în sfârșit să luăm toate astea, o luăm și pe Harley Quinn, o luăm și pe Elsa, îl luăm și pe ducele de gumă. Și în sfârșit și pe ducesa de gumă și apoi nu în cele din urmă și backpack-ul ăsta samurai și uite așa s-a dus totul. Da, deci nu mai am ce să mai spun, adică nu mă așteptam în primul rând să pice așa repede și până al doilea rând nu mă așteptam că există o șansă să pice maruneta pe albastru, pentru că costumul ăsta a fost foarte, foarte mulți de bani din totdeauna, adică încă după ce a fost băgat prima dată, l-au băgat la nu știu ce ruletă la care trebuia să faci multe chestii, după care trebuia să dai din nou diamante și iar diamante și iar diamante. Da, și pe scurt, cred că asta ar fi cam a 7-a sau 8-a oară când apare costumul ăsta din nou în joc, dar de ce nu? Adică, nu? Bun, și uite așa suntem la 15 tokene și nu mai există absolut nimic care să lipsească sau cel puțin de care să știu eu, așadar consider că este timpul să terminăm și cu chestiile pe ziua de astăzi. Sincer, habar n-am cât de lung o să fie videoclipul ăsta, dar eu zic că a meritat, adică la ceea ce tocmai s-a întâmplat, n-aveți cum să nu spuneți că n-a meritat și dacă spuneți asta, evident că mințiți și după aia o să vă cadă nasul și o să pățiți ceva la bicicletă și tot așa, bun. Să vedem și cu toate
astea cum stăm, oficial 1500 de bluze, ura! Mamă, deci eu chiar nu pot să cred chestia asta, 1500 de bluze făcute. Ia stai, sunt aici în total 10 bluze, mamă. Deci, practic, înainte să înceapă videoclipul erau 1490, aici sigur erau mai puține și aici sigur la fel, bun, și... Avem și maruneta asta de 3 ori și avem și pasta altă tot de 3 ori ca să fie la colecția amândouă. Avem aici și 242 de emoturi, ceea ce este foarte, foarte super. Și haideți să vedem acum și cu armele cum stăm, pentru că și acolo sunt niște chestii. Așa, deci în primul rând dăm pe la Evo ca să iau tot ce... E aici cu ăsta și cred că da, eram sigur că este fix asta. Așa, și acum este timpul să vedem odată și pentru totdeauna câte skin-uri se află pe contul ăsta. Dăm aici, dăm aici, dăm aici și... Da mă, ce să zic, este super. Acum mai trebuie doar să vină G18-le ăla de este pe Evo și după aia să dau claim la tot ce este în Buiapest și cu asta... Putem spune că suntem din nou la zi, însă pentru bluze, din punctul meu de vedere, mi se pare cel mai reușit moment ăsta. Na, habar n-am, poate că pe alte regiuni deja s-a depășit 1500, dar pentru mine este ceva incredibil și nu cred că mai există cineva toată pe Europa asta care să aibă 1500, așadar, cu asta sper că am spus tot. Deci aici o să se oprească acțiunea și pentru astăzi, pentru că ajunge, adică... Am epuizat tot ce exista pe scurt, pur și simplu nu poți să faci mai mult de atâta pentru că nu mai există, cred că dacă încerc să stau la, nu știu, orice, nu o să intre și nu o să primesc nimic, deci nu, dar eu sunt mulțumit, adică s-a făcut tot ce e posibil și e tot ce contează. Ok, cam asta o să fie, eu sper că v-a plăcut și nu uitați să apăsați pe acel buton de like în cazul în care chiar v-a plăcut episodul ăsta și sper că ați rămas până la final ca să plângeți, pentru că... Cine plânge la final râde mai bine. Asta e la fel cum ai spune că cine sapă groapa altul are lopata, doar că ce să vedeți, eu am sărit peste groapă, deci pe scurt sunt imun. De asemenea, nu uitați să vă abonați în cazul în care sunteți noi pe aici și se întâmplă ca acest videoclip să vă fi trezit amintiri cum nu a făcut-o nimeni altcineva, pentru că știu că nimeni nu stă să țipe pe un videoclip cum eu o fac, deci asta înseamnă că sunt unic în lumea asta. Și nu în ultimul rând, nu uitați să le dați un share prietenilor voștri care se joacă Free Fire și că n-au auzit de mine. Mulțumesc de vizionare, iar noi ne vedem data viitoare, toate cele bune și... A, dar chiar stai că am uitat că acum sunt toate emoturile, mamă ce șmechere, uite, pac, pac, pac!